rezultatele la învățătură din acest an școlar. Conducerii școlii nu i-au trebuit mult timp ca să caute un sponsor pentru premierea elevilor școlii noastre. Am găsit repede sponsorul în conducerea Consiliului Local al Primăriei Iliciu, împrunte cu domnul primar Ioan Vasu. Așa că vă rog să ne spună câteva cuvinte, să vă adreseze vouă elevilor, nouă colegilor, acum la intrarea în vacanță. Eu nu sunt sponsor, îmi permiți, corecteți-mă, doamna, eu fac datoria, atâta cât pot, îmi fac datoria. Dați-mi voie să vă salut și să mă bucur alături de dumneavoastră, profesori, copii, părinți, dascăli, că am ajuns să finalizăm și anul ăsta. Să ne bucurăm de un an bun și cred că a fost un an bun. Atunci când suntem sănătoși, totul este bine. Restul sunt mici plângăceri care peste care trecem noi mai ușor decât toată lumea. Vreau să felicit și eu profesorii, pe doamna directoare, e cam greu, am crezut că cam greu m-am spus mie o felicitare, dar de asta trebuie să o felicit, am ce face. Pe modul cum ați reușit să mergeți acest an, modul cum arată școala, sunt bucuros, credeți-mă că sunt fericit, că este întreținută, curată și avem un pic de responsabilitate. Asta este un lucru extraordinar de bine, de bun pentru mine. Vă felicit pe dumneavoastră, dascăl, stimați dascăl, că reușiți să țineți școala acolo unde este numele ei, Gheorghe Șincai. Doresc copiilor multă, multă sănătate, alături de părinților, și vreau în mod special să-l felicit pe acest profesor voluntar american. Am rămas un pic surprins, dar rămân la, și am remarcat faptul că nu este român. E american. Știe ce vrea și am trebuit să învățăm multe de la el. Îl văd mereu după masele, cu chitara în spate, cu copii, care am avut o discuție cu el de disciplină în sala de spor. Domnilor, luați-mi eu ca un mod sincer pe care îl felicit în fața dumneavoastră. Se ocupă practic de noi, de copiii noștri și de ceea ce dumneavoastră, părinți, trebuie să stați aproape de el. Mă bucur din tot sufletul. Vă felicit pe toți profesorii, pe toți dascălii, învățători, educatori, vă îmbrățișez, la părinți le doresc sănătate și un lucru mai doresc, să nu uitați că vine 20 iulie și ați lăsat ușor cu dansurile populare. Ați lăsat ușor. Să vedem pe 20 iulie ce punem pe scenă. Vă mulțumesc mult și vă doresc multă, multă sănătate, iar la copii o vacanță plăcută. Celor care au absolvit, le doresc să fie mândri că sunt liceni. Și așa vor fi. Doamne ajută!